Bună ziua! Așa cum v-am obișnuit, continuăm seria conferințelor de presă pe care primăria Piatuzi le ține pentru a aduce la cunoștința cetățenilor din municipiul nostru evenimentele la care sau pe care le organizăm. Astăzi ne-am întâlnit cu dumneavoastră pentru a vorbi despre evenimentul intitulat Cupa Unirii, un eveniment care îl organizăm sub sloganul Joacă, Unește, Trăiește. Și noi să nu vină vorea urmă. Așa? Pentru că noi am înțeles să sărbătorim Ziua Unirii în două moduri diferite. Astfel că data de 24, ieri, au avut loc tradiționala Oră a Unirii, care s-a desfășurat pe platoul din fața Palatului Cultural Lunel Floașiu, iar cel de-al doilea mod se referă la această Cupa Unirii, un eveniment pe care îl dorim să-l transformăm în tradiție și vă promit că așa va fi. Un eveniment care are, spun eu, două componente. Sportul, de fapt, reprezintă fair play. Cele două componente vin ca parte integrantă a proiectului, fiind responsabil și partenerul meu, și are ca principal scop unirea comunității și a instituțiilor din comunitatea Piatuzi Turzii. Acesta este motivul pentru care la această cupă participă atât societăți din subordinea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, baza aerială 71 General Emanuel Ionescu, dumneavoastră media locală, transmedia locală. Ne dorim a fi un eveniment de succes și, repet, va fi un eveniment care, dacă în acest an este organizat pentru adulți, anul viitor și în anii următori dorim să integrăm în acest proiect și copiii din unitățile de învățământ din municipiul nostru. Cam asta este mare ceea ce vreau eu să știți despre acest proiect. Alături de mine este domnul viceprimar Sauvărovă, care trebuie să recunosc că este inițiatorul și principalul organizator al acestui eveniment, în colaborare cu cei doi președinți ai cluburilor sportive din municipiul Câmpia Turzii, respectiv Asociația Industria Sânii 1921, sponsorii pe care îi avem, Comisia Teritorială de Arbitri, Societatea Comercială Agrosel Câmpia Turzii, care s-au implicat în organizarea financiară a acestui eveniment. Se dau cuvântul domnului Robert Sauvă și după aceea, eventual, dacă apreciați, în la discuții. Deci aș face referire puțin la echipele care vor participa în acest eveniment. Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Consiliul Local Câmpia Turzii, Domeniul Public, Compania de Salubritate, Presa Locală, CSM Câmpia Turzii, Baza 71 Emanuel Ionescu, EUNGAS Câmpia Turzii și grupurile de inițiativă cetățenească. În ceea ce privește programul, o să detaliez un pic programul, pentru că au fost mici modificări față de comunicatul de presă care s-a dat săptămâna trecută. Vineri, evenimentul va începe la ora 17 și va dura până la 21:30, sâmbătă, de la ora 9 până la 11:40, ca la 11:40 să fie și deschiderea oficială a acestui eveniment, continuând cu meciurile din grupă de la 11:45 până la 13. Va fi o pauză între ora 13 și ora 16, ca apoi să se continue până la ora 21:30. Duminică, la ora 13 vor începe semifinalele. De la 14:30 vor fi două meciuri demonstrative pe care colegii mei le vor detalia puțin. Iar de la 16:30 este finala mică, iar finala mare. Eu aș da puțin cuvântul domnului Gabi Mocean, care ne va spune un pic despre cele două meciuri demonstrative care vor avea loc duminică.
Bună ziua! De la ora 14.30 o să fie un meci de copii. Cei mai mici copii de la Industria Sârmei Câmpia Turzii vor juca cu omologii lor de la Academia Napoca din Cluj-Napoca. Pe urmă, de la ora 15.30 este meciul tradițional de Old Boys, care îl organizăm an la rând cu Universitatea Cluj-Napoca. Și aș vrea să vă amintesc câțiva componenți ai lotului de la Ocluj: Ovidiu Maier, un mare talent, Stelu Germa, Andradu Sabo, Alin Bănceu, Marius Popescu, Cristi Pojar, alături de componenții echipei de la Industria Sârmei, Munțiu Aurel, Vali Șandru, care o să joace și la U și la noi, Roșu Dorin, Cala Ioan, Peche de Tipi, Cămi Veșemeric, Popovidu, Chereste Sabin. Vreau să menționez, cum a spus și domn primar, Comisia Municipală de Arbitri este alături de noi și o să asigure arbitrajul pe parcursul acestui turneu. O să avem arbitri divizionat din persoana domnului Suciu George, fost arbitru Jucan Sergiu și o să arbitre și eu meciurile importante și meciul de Orbos. Cam atât. Domnul Iobișan. Da, în primul rând vreau să felicit organizatorii pentru această inițiativă. Avem ocazia timp de 3 zile să vedem la lucru în sala sportului Orian Stănantiev câțiva oameni cu decizie sau de decizie din municipiul nostru, atât din administrația publică locală, cât și din celelalte societăți din municipiul nostru. Este o inițiativă pe care o salutăm și cred că este binevenită datorită faptului că, iată, la început de an se promovează până la urmă mișcarea sportivă. Mișcare sportivă pe care noi, atât noi cât și Industria Sârmei Câmpia Turzii, o desfășurăm an de an. Spunea domnul viceprimar despre niște modificări față de programul inițial. Noi suntem vinovați pentru aceste modificări, deoarece meciul de volei pe care l-ați văzut prins în comunicatul de presă era programat inițial pentru ora 13, din motive care nu țin de noi am fost nevoiți să îl mutăm pentru ora 14. Această competiție vine ca o mănușă pentru CSM Câmpia Turzii, pentru că reușim ca la un meci extrem de important pentru noi, un derby al diviziei a 2 vest la volei masculin cu cei din Timișoara, să putem să ne bucurăm de o prezență, cred eu, foarte mare la sala sporturilor, o prezență care de fiecare dată ne-a ajutat. După victoria de săptămâna trecută de la Arad, vreau să vă spun că am trecut pe locul 2 în clasament și o eventuală victorie sâmbătă ne-ar propulsa în favoriți la terminat pe primul loc și, bineînțeles, a ajuta în play-off cu o echipă mai accesibilă, ținta noastră, bineînțeles, fiind din nou turneul final. Așa că, printre fotbal, sâmbătă de la ora 14, vă invit pe toți și la un meci de volei, un meci de volei pe care vă promit că o să-l gustați din plin, va fi un real spectacol, așa cum a fost de fiecare dată între noi și cei de la Timișoara. Da. Vreau să vă spun că și eu mă bucur că meciul de volei are loc sâmbătă, pentru că eu sunt recunoscut ca un, hai să zicem, șeful galerii de la CSM Câmpia Turzii, când vorbim despre volei. Și eu îmi doresc și cred că cu această ocazie sala va fi plină și vă promit că aveți posibilitatea să-l vedeți pe primașul când îmi de fotbal, nu foarte tare. Asta ca să răspund una dintre noastre care v-ați întrebat. Voi juca și eu cât voi putea, 5-10 minute acolo, bineînțeles că la echipa primăriei. Îmi doresc să fie o reușită și cred că va fi o reușită ca multe alte proiecte pe care le-am organizat până acum. Iată că și mișcarea sportivă, după mișcarea culturală de la Câmpia Turzii se dezvoltă. Cam atât am avut eu să vă spun, dacă doriți să vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Sau vă stăm la dispoziție. Printre firmele care participă la această cupă, sau dintre firmele care participă la această cupă, reușește compania de apă la Câmpia Turzii. Ați invitat-o să participe? Cum s-a procedat? Da, a fost invitat, însă dacă inițial s-au înscris în această competiție, ulterior au anunțat că nu mai pot participa. Ca să pot să fac scuzați. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule viceprimar. Am înțeles că veți juca în echipa Consiliului Local sau a primăriei? În echipa Consiliului Local. În echipa Consiliului Local. Cât ne-ar costa să jucați în echipa Vresei?
Eu cred că va primi o dispoziție să joace și în echipa primăriei. Vă rog că joacă bine fotbal. Păi în perioada asta, suntem în perioada de intermercat, o să pot face și transferul. Asta ca să nu zice că sunteți omul primăriei infiltrat în echipa Consiliului Local. Încercăm cumva să echilibrăm balanța și tocmai de asta am ales să joc în echipa Consiliului Local. Am o întrebare pentru domnul Gabriel Mocean. Nu are legătură cu acest turneu, dar are legătură cu viața ISCT 1921 Câmpia Turzii. Pe site-urile sportive din Cluj-Napoca, mai ales pe Cluj Sport, a apărut informația potrivit căreia echipa mare a ISCT-ului s-ar putea retrage din campionat. Ce știți de acest aspect și ce ne puteți spune? O să vă spun că a fost nou un zbor. Ok. Există finanțare și pentru terminarea campionatului? Da. Bun. Există posibilitatea ca în vară să treceți sub aripa CSM-ului? Deci o să vă răspund la cu siguranță. Deci nu vor mai fi două cluburi sportive? Nu, va fi un singur club sportiv, așa cum era normal de la început să fie un singur club sportiv. Aș fi ales această modalitate încă de acum, însă nu puteam să o facem, pentru că dacă am fi trecut secțiile de fotbal în timpul campionatului și ar fi pierdut competența. Nu mai putea juca 2 ani de zile după aceea sub sigla ISCT-ului. Și am zis că totuși aș prefera să nu blocăm numele ISCT, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, dar cu siguranță de la începerea campionatului asta avem de gând, să omologăm secția de fotbal la CSM și să existe un singur club sportiv municipal în Piatra. Și asta înseamnă că, să zicem așa, moștenirea ISCT la nivel de fotbal dispare? Care este moștenirea ISCT? Păi bine, nu, palmaresul știu că este la MC. Vorbim de ISCT 1921. Da. Este o asociație sportivă privată, așa, înființată în anul 2012 sau 2013, nu mai știu exact acum, 2012-2013. Ei n-au în timpul ăsta scurt, n-au apucat să facă un palmares sau să aibă o moșterie. Ei n-au preluat moșteria de la industria sâmbe pe care o cunoaștem cu toții. Am înțeles. Este doar o asemănare de nume, ca să zic așa. Nu au mai fost și altele, apropo, dacă am văzut niște comentarii undeva despre Jolidon. Da? Da. Dacă cineva urmărea cu mare atenție ceea ce am semnat, ce am anunțat eu că am semnat săptămâna trecută, vedea că vorbim despre o altă societate comercială, Jolidon Internațional, este cu totul altceva. Dar este foarte ușor să jonglezi cu asemănările de nume și atunci să ataci pe subiectul ăsta. Am înțeles. Nu, deci ei nu au un palmares, un 2000 au, decât acel titlu de junior republican câștigat anul trecut. Nu? Da. Care, bineînțeles, va fi preluat de CSM. Da, va fi fuziune prin... Dacă mai există alte întrebări? Când se stabilesc grupele și meciurile pentru turneu? Ședința tehnică va fi astăzi, de la ora 17, în sala sporturilor. Și ne veți trimite un comunicat de presă? Au fost invitați la această tragere la sorți și la ședința tehnică, tot reprezentanții echipelor, iar după aceea, în momentul în care vom stabili exact componența grupelor și vom avea programul final, se va trimite și un comunicat de presă pentru a putea reda în presă ora exactă de începerea fiecărui joc. Mă știu la presă cine călătoream de echipă. Hai, asta ca să știi pe cine se invităm. Eu vreau să vă spun că de asta o să joc, pentru că profit că toată presa va fi în teren și nu va avea posibilitatea să facă poze. Da, stați niște domnul. Am și joc. Am înțeles. Dar o să fie eliminat sau să mai fie în situația asta vă mulțumim pentru prezență. Vă așteptăm și la alte conferințe de presă organizate de primăria. Și vă așteptăm bine la eveniment la ora 17. Mulțumim.